Iubiții mei, continuăm seria noastră de discuții despre tema generală, cum trăim în Împărăția lui Dumnezeu, aici și acum. Domnul Iisus ne-a învățat că Împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu El. Și Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să se facă pe pământ voia lui Dumnezeu, cum se face în ceruri. Deci, centrul atenției este voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este explicitată, este formulată pentru noi în învățăturile Domnului Iisus. Cum trăim în Împărăția lui Dumnezeu aici și acum? Răspuns: trăind după învățăturile Domnului Iisus. Când trăim după învățăturile Domnului Iisus, trăim după voia lui Dumnezeu. Și când trăim după voia lui Dumnezeu, suntem în Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu este în noi. Legăturile acestea trebuie să nu le uităm niciodată. Așadar, parcurgem învățăturile Domnului Iisus care ne arată cum așteaptă Dumnezeu să trăim noi aici în viața aceasta. Și am arătat că poruncile fundamentale ale Domnului Iisus sunt 9 formulate în fericiri și mai sunt încă 6 formulate după ca la podul, ați auzit că s-a zis în învățătura lui Moise, dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun să nu jigniți pe nimeni. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun cum vă uitați la o persoană de sex opus. Ați auzit că s-a zis să îi dai o carte de divorț înainte de a o abandona pe soție, așa era în legea lui Moise, dar eu vă spun, căsnicia e pentru o viață întreagă și ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Ați auzit că s-a zis să nu juri strâmb, dar eu vă spun să nu jurați pe nimic, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu. Ați auzit că s-a zis să te răzbuni corect, numai cât ți-a făcut el, atâta să-i faci și tu. Domnul Iisus spune, nu vă răzbunați. Lăsați-L pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Voi ridicați-vă deasupra celui care vă lovește. Întoarceți și celălalt obraz. Arătați că voi nu vă coborâți la nivelul lui. Și în sfârșit, a șasea este cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai extraordinară. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău. Dar eu vă spun, ura trebuie complet scoasă din viața voastră. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, să le faceți bine. Voi citi textul acesta nu din predica de pe munte, ci din predica de pe câmpie, pentru că acolo Domnul Iisus dezvoltă puțin mai pe larg problema aceasta. Luca 6:27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva, te lovește cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu silă, nu-i opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce-ți ia cu silă ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă oamenii, faceți-vă și voi la fel.
Dacă iubiți pe cel ce vă iubesc, în traducerea noastră spune ce răsplată vi se cuvine. Tradus literal, ce bunătate e asta la voi? Și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce bunătate e asta la voi? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut celor de la care sperați să primiți înapoi, ce bunătate e aceasta? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Cuvinte mai mari ca acestea n-au fost rostite în limba omenească. Cuvinte ca acestea n-au urcat la gândirea omenească. E mai mult decât orice și-ar fi imaginat omul. Și vă spun de ce e așa de inimaginabil. Pentru că citim în primul capitol din Biblie că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Și Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau bune și mai ales foarte bune pentru că omul era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și apoi s-a întâmplat tragedia din Eden și imediat omenirea a pornit pe o pantă a răutății. Din rău mai rău, până în Geneza 6:5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Omul care a fost făcut după chipul lui Dumnezeu a fost foarte bun. Omul care l-a ascultat pe diavolul, pe cel rău, s-a făcut foarte rău. Chipul diavolului a început să se imprime în om. Când Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se întrupează și ne anunță că a adus cu sine împărăția lui Dumnezeu. Și el îi explică lui Pavel pe drumul Damascului, te trimit la oameni să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Faptele Apostolilor 26:18. Domnul Iisus a deschis o nouă realitate pe care el a numit-o împărăția lui Dumnezeu. Și omul poate trece din împărăția celui rău în împărăția lui Dumnezeu. Când treci din împărăția răutății în împărăția bunătății, e normal să te aștepți, nu? Că ieșind din răutate și intrând în bunătate, abandonezi răutatea și te umpli de bunătate. E cel mai logic lucru din lume. Și Domnul Iisus ne spune, Tatăl vostru cel ceresc e bun, dar nu bun numai cu cei buni. El e bun și cu cei nemulțumitori și răi.
Și scopul lui de la început a fost să-și facă oameni după chipul și asemănarea lui. Asta înseamnă oameni buni. Pentru că dacă sunt răi, sunt după chipul și asemănarea dușmanului, acelui rău. Și planul acesta al lui Dumnezeu de a-și forma oameni după chipul și asemănarea lui nu a fost abandonat niciodată. Dimpotrivă, citim în Romani capitolul 8, versetul 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor chemați după planul lui Dumnezeu. Căci planul lui Dumnezeu, de la început, a fost ca noi să devenim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Frați care seamănă cu Fiul din veșnicie. Deci, planul lui Dumnezeu e să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui, adică buni cum El este bun. Pentru aceasta, deci, rețineți că scopul esențial al lui Dumnezeu este acesta, să facă oameni buni. Apostolul Pavel, vorbind de cina Domnului, spune: nu vă laud pentru că venind la adunare nu vă faceți mai buni. Adică scopul venirii la oaltă este să vă faceți mai buni. Pentru că de câte ori vestiți moartea Domnului Iisus la cina Domnului, vă uitați cât de bun e Dumnezeu în bunătatea Lui. S-a dat pe sine pentru noi. În Tit, capitolul 3, versetul 4, așa definește Pavel evenimentul crucii. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. La cruce s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Acum, ca să fim foarte practici, trecând din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu, trecem din împărăția răutății în împărăția bunătății. Primul lucru care ne trebuie este să ne curățăm de răutate. Cartea profetului Isaia cu asta începe, Isaia 1 cu 16. Dezvățați-vă să faceți răul, învățați-vă să faceți binele. Noi nici măcar nu știm ce e aia bunătate și cum ar trebui să fim ca să demonstrăm bunătate. Învățați ce-i bunătatea. Și prin profetul Osea Dumnezeu ne spune căci bunătate voiesc, nu jertfe. Așadar, primul lucru care ne trebuie este să ne curățăm de răutate. Citiți pentru aceasta la Efeseni, la capitolul 4, versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice cuvinte rele și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni, miloși, iertați-vă, imitați-L pe Dumnezeu și trăiți în dragoste. Cel mai greu lucru în lumea asta e să te golești de orice răutate, orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice cuvinte dure
și mai ales orice fel de răutate, goliți-vă de ele. M-am cercetat recent. Mi-a arătat Dumnezeu într-o oră de părtășie cu El că eu mai nutresc ceva amărăciune. Mi-au făcut mulți rău, m-au vorbit de rău. Datoria mea este, în primul rând, să nu le răspund la rău cu rău și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am străduit să nu le răspund, ci să vorbesc frumos despre ei. Dar Domnul mi-a spus, dar fii atent că în tine mai e un strop de amărăciune. Când te gândești la ei, ai o respingere, ai o aversiune. Gândește-te că atunci când îi vezi, ar trebui să fii gata să-i îmbrățișezi, să se lumineze fața ta, că-i vezi. Cum? Pe cei care m-au vorbit atâta de rău, vezi? Faptul că pui întrebarea asta arată că în tine mai e o amărăciune, mai e o aversiune. Curăță-te de ea. Eu vreau să te folosesc și mai mult. Dar dacă în tine este strop de răutate, acela mă blochează. Îmi blochează lucrarea totală prin tine. Curăță-te de orice răutate, lasă-mă să te umplu de bunătate, cum scrie în Roman 5:5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt, și învață, învață să iubești cu adevărat, să-ți fie dragi, da? Să-ți fie dragi. Eu am murit pentru ei. Și uite-te că eu lucrez prin ei. Eu îi folosesc așa cum sunt. Dar pe tine aș vrea să te folosesc plenar. Și până nu te cureți de orice răutate, stropii aceia de răutate îmi blochează lucrarea totală prin tine. Vă mărturisesc că a fost una dintre cele mai profunde experiențe pe care le-am trăit cu Dumnezeu. Revelația aceasta că mai am nevoie de curățare, de umplere cu bunătate. Și nu mă sfiesc să vă spun, pentru că vă folosește și vouă. Fiecare dintre noi avem oameni care ne-au făcut rău cândva. La unii mai rău, la alții mai puțin, dar ne-au făcut rău. Și faptul că tu întreții amărăciune, aversiune, e o travă. Toți medicii îți vă spune, cu asta te otrăvești pe tine. Ascultă, de ce te otrăvești? Faptul că tu îl urăști, faptul că tu îl dușmănești, pe el nu-l doare. Lui nu-i faci niciun rău cu asta. Singurul rău pe care îl faci, ți-l faci ție, pentru că tu nutrești în tine o travă.
Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să accepți să te cureți de orice amărăciune, de orice dușmănie. Dar cum să-l... Auzi, dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii sănătos, curăță-te de orice dușmănie. E spre binele tău, e spre sănătatea ta. Să te cureți de răutate, să-i dai iertare celui ce ți-a greșit și să începi să-l iubești. Vai de mine, dar cum să-l iubesc când el mi-a făcut atâta rău? Ascultă, Dumnezeu zice, vreau să fii ca mine. Eu mi-am dat viața pentru tine și pentru el. Eu vreau ca în tine să fie echipul meu. Dă-mi voie să reușesc. Dă-mi voie să reușesc să te fac după mine. Să văd în tine echipul meu. Să văd că iubești cum iubesc eu. Acesta e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu e să te facă pe tine după chipul lui. De ce vrei să rămâi după chipul celui rău? Pentru că cel rău urăște, cel rău dușmănește, cel rău e o otravă. De ce îi dai câștig de cauză? De ce îl lași să se otrăvească în continuare viața? Dumnezeu vrea să te facă după chipul și asemănarea lui. Bun, iertător, milos, plin de bunătate și de dragoste pentru cei ce ți-au făcut rău. Dă-i câștig de cauză lui Dumnezeu. Aici e problema fundamentală. Cine biruiește în viața ta? Cel rău sau cel bun? La asta se reduce la urma urmelor totul. Cine reușește în viața ta? Reușește cel rău să te facă după chipul lui sau reușește Dumnezeu să te facă o ființă amabilă, iubitoare, plăcută? Cineva care în toată ființa lui seamănă cu Domnul Iisus. E posibil. Aceasta e dorința lui Dumnezeu și Dumnezeu vine cu toată puterea lui dumnezeiască să te facă așa, dacă vrei tu. Tu zici, nu pot, sigur că nu poți, vrea Dumnezeu asta. Spune-i, Doamne, eu nici nu cred că e posibil, dar dacă îmi spui tu, te cred. Vino în ființa mea, umple-mă de tine, umple-mă de dragostea ta, umple-mă de Domnul Iisus, umple-mă de Duhul Sfânt, umple-mă de bunătate. Vreau să reușești, vreau să seamăn cu tine. Mulțumesc că vii, te salut în mine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Mulțumesc că sunt plin de toată plinătatea lui Dumnezeu și accept să devin o ființă ca tine. Amin.